trăiți că ne-ați primit, să trăiți că ne-ați primit, și bine ne-ați omenit, și bine ne-ați omenit. Oi la, oi la, oi la 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 la, oi la, oi la, oi la 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 la. Bravo. Momentul în care am fost implicat în acest proiect al Asociației Culturale Izvor, reprezentat aici de muziciana Oana Ivașcu, am avut ocazia să cunosc frumusețea, diversitatea și marea bogăție a colindului malaian, la care dumneavoastră sunteți artiști. Prin urmare, nu dorim să încercăm să vă concurăm. Așa că vă prezentăm forma în care noi studiem aceste colinde, forma clasică. În principiu, patru bucăți de suflet care încearcă să se armonizeze și să vă ofere o experiență cât mai frumoasă. Urmează trei colinde românești. O ce veste minunată, praznic luminos, domnule și domn din cer, armonizate pe patru voci de către trei compozitori și folcloriști în același timp, Dumitru Georgescu Chiriac, Timotei Popovici și Gheorghe Pupu. La trimis tatăl meu.
crească, să ne mântuiască. Oh,
Colindul este un cântec tradițional românesc, după cum știți, cântat de cete, de copii, tineri, adulți. Dar ideea de colind în mediul academic aparține cumva doar acestui spațiu geografic, însă asta nu înseamnă că în alte țări nu se cântă cântece asociate acestei sărbători, doar că le denumim altfel, sunt Christmas carols în engleză, Weihnachtslieder germană, Cantic de Noel franceză și așa mai departe. Ne-am gândit să vă aducem niște cântece de Crăciun și din alte părți, la fel de vechi, mai puțin vechi, dar care au intrat în tradiția spațiilor geografice respective. Adeste fideles, să mergem toți cu credință, un cântec de Crăciun atribuit compozitorului englez John Francis Wade, compus în 1743 și care este cântat fie la începutul, fie la sfârșitul slujbelor speciale din perioada Crăciunului. Iar cu aceea Stille Nacht, despre care nu știu dacă mai trebuie să spun ceva, foarte cunoscut și îndrăgit pe tot mapa mondului, există și există versiuni ale textului în foarte multe limbi, inclusiv în română, compus de Franz Xaver Gruber, o poezie de Iosef Mor și premiera a avut loc la 24 decembrie 1818 în Biserica Sfântul Nicolae din Oberstdorf, lângă Salzburg. Deci chiar în ajun de Crăciun. Adeste fideles! Afară ninge liniștit, în casă arde focul, iar noi, pe lângă mama, sunt de mult putar în joc. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce, când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce, cum s-a născut Hristos în frig, în ieslea cea săracă, cum voul peste el sufla căldură ca să-i facă, cum au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână.